Să ai poftă. Mulțumesc, ce faci? Bine, tu ce faci? Îmi dau și la o poveste. Ceva îmi lipsește din mâncarea asta. Sare, n-are sare. Nu, nu ești tu. Ha, ha, ce mi-a plăcut asta. Cum te cheamă? Nu sunt eu, a venit ea. De udo. A, bună, bună. Sunteți surori sau? Ceva de genul. Frați. Sunteți frați? Da. Pot să fiu și eu frățior cu voi? Da, de sânge. Cum vă cheamă? Oh, bună, bună. Mamă, dar numai bunăciune acolo, să mă rog. Bună, fetelor. Ce scotea bunăciune, mă, pe metru pătrat? Luați-o, mă, ușor, mai sunt? De unde sunteți? Craiova, tu? Oh, sunteți la Craiova, vă plac săbile? Am și o sabie neascuțită. Abia știu să o bag. Abia știu să o bag în teacă. E grav dacă e neascuțită, ca ruginit. Crezi tu că aruginii nebunul? Am dat-o cu Pepsi Max. Sunt din Cluj. Ce mănânci acolo? Deci mănânc ăsta, pofta inimii tale. Am aici un o garnitură de, știi tu, am încercat și eu. De unde citești? N-am înțeles. E bunul când dorm. De unde citești? A, nu citesc, mă, viața, am uitat mâna asta, aceea, să-mi dau seama așa. Ia viața, mai arată. Ți-am arătat. Deci n-am înțeles, cum vă cheamă? Ioana. Bună, Ioana, bună, bună. Și pe tine? Ia zi, pe tine te cheamă acasă, la mine, gata, mi-am dat seama. Mă cheamă cum vrei tu. Exact. Și voi ce faceți pe aici? Ce? Ce căutați trei, patru femei într-o cameră acolo, sunteți surori? Suntem frați, nu înțelegi. Gen, nu vă supărați pe mine că vă întreb. Sunteți din astea, cum se numesc, escorte? Nu. Da, eu cu una dintre fete, nu cu ea, cu cealaltă. Bă, viața mea, dar ești drăguță tu. E drăguță fata asta care ține telefonul. E bună și cealaltă. Mai știi, bă, erați acolo la un free, știi ce zic? Nu facem de față cu ea, că asta ne trădează. Decât eu cu aia facem, dar cu ea nu, că ei nu-i place. Deci tu nu faci escortism, fac ele două. Nu, eu cu prietena mea, ea nu. Deci tu, Ioana, cu prietena ta faceți pe escortism, dar ea nu face. Facem de toate. Mamă, deci tu ești să moară bibi, dar nu ești regină pe sex. Suntem 4x4. Mâncoați, ești curul tău și eu sunt hidramat. Mamă, ce dau să moară bibi. Ioana, chiar aș vrea să fie ceva între noi, dar mai mult în tine, să mor dacă mint. Care a mai avut orgasm acolo, că să mor, dar nu semănați cu orgasmul meu multiplu. De ce era? Că noi nu știm ce era. Un orgasm multiplu? Nu știi ce era orgasm? Te-ai făcut vikingi cu d-aia, cu p***a, ești nebun. Nu mai știu, pardon, nu mai știu. A, mă, viața mea, vezi dacă ți-o dai numai cu vikingi? Lasă dracu, vikingi ești nebun și ești tu unul care știe să te miște, să moară bibi. Să moară bibi, moară... Da, mă, pe bune, zici că se masturbează cu cartofi prăjiți, pe bune, ce dracu? Eu am 19, tu? Cât? 19. E, pe dracu. Pe bune, voi cât aveți? Și cealaltă tău micuță? Eu am 24, ea 25 și aialaltă 27. A, numai cu fata de 24 m-aș băga. Ioana, cealaltă e prea bătână. Pe ea aș băga-o la categoria de dorința de a f*** o mămică, știi ce zic? Da, pe tine, Ioana, să moară așa. Dacă mint pe tine, te-aș bubui, nu te mint. Poți să mă bași pe mine la categoria de mămică, chiar sunt. Da, dar știi care e chestia? Nu pare mămică. Vine asta, gen. Aoleu, acolo vin nebun, acolo vin, să moară Jana. Aha, ai vrea? A, gata. Dacă ești fată din aia care zici că ai vrea, îmi piere pofta instant să mor eu. Ce să-ți povestesc? Zici și tu acum. Da, nebunul, păi nu vezi tu ce e aici? Ia, ce că aș vrea. Băi, nebunul. Tu nu vezi ce e aici? Aici că aș vrea. Ia, la ea. Aș vrea, hă? Asta n-are 19 ani. N-ai 19 ani. Zii, nebunul, aș vrea să mor și zi tu că aș vrea. În ce ani ești născut? În 2002. Nu te cred.
Ia zi, aș vrea. Să moră, dar nu... Să bă, aș, bă, chiar aș vrea. Dar cu ce te certi acum? Nu înțeleg. Nu mă certam, mă, că joc și eu un rol la cia, mă prefac și eu supărat. Cum ai zis? Face, că lui Dominic place, nu-i place de voi, ce nu vorbește. Da, eu gata, deci oricât de bună ar fi cea de 27 de ani, gata. M-ai pierdut. Sănătate, nu mă rămân cu Ioana, gata, nu mai, că dacă ai făcut astea, gata. Ia-o și spală de pe cap. Da, mă, spăl cu Ioana pe cap, pe capul de jos. Ui, de bun. Ah, dar voi ce faceți? Sunteți în pijamale? Ce faceți? Da, în pijamale suntem. Oh. Sunteți la cileală sau ce faceți? Vă pregătiți de somn? Ce faceți? Încercăm, nu știu. Încercați să vă culcați? Să dormim, că nu avem cu cine să ne culcăm. Ah, mă, viața mea. Păi zi-mi de unde ești, că vin acum. Păi acum sunt în Germania. Dacă vrei să vii după mine, te aștept. Cât vrei să mai stai pe în Germania? Eu aici stau. Te-ai mutat în Germania? Categoric, de când sunt mică. Deci tu vrei să rămâi în Germania? Dar sunt stabilit aici, de când sunt, de când aveam 10. Păi ești bine rău, înseamnă, ești bine rău. Și câți ani are bebele, câți ani are copilul? Copilul meu? Mhm. Face 4 ani. Mulți înainte, mulți înainte. Și tătic mai. Unde e? Tătic e la muncă acum. De ce ai un gagiu? A, sunt măritată. Aolo, și eu cum fac? Dați apă, ai ales o fix pe aia cu copil și măritată. Și eu cum mă bag aici? Nu are nimic, care aia e problema. Dorința. Nu e... Deci nu e o problemă. Îmi permite soțul, nu? Soțul meu își permite și cu ele două. Așa că și eu îmi permit cu tine. Aolo. Deci stai așa un pic, deci când e de ceva... Vine soțul și dăm toate trei. Păi da cum, ce are? Are trec cu bilzerian de Germania. Băi, aia zic mă, e bilzerian de Germania mă, gagică tu. Hai, ia-o în gură. Nu e rău să mă râd dacă mint. Nu e rău. Mm. Da. Îmi plac cu bang-bang-urile. Bang-bang. Îți plac gang-bang-urile? Dar vă plac băieții făcuți? Vă plac băieții mai făcuți? Nu, îmi place mie, mie-mi place de ea, spre exemplu, e chiar... Moară Bibi. Bine, și mie-mi place de ea, că are niște țâțe, ferească Dumnezeu, ești nebun. Tu de ce mie? Țâța. Ești din aia țâțoasă, îmi place. Ce mănânci acolo? Cotoiul mănânc cotoiul. Nu, mănânc o bucată asta de aripioară, de nebunii. Nu, care aripioară, nu. Mm-hmm. Mm. Mai am unul tot așa făcut, mai am unul musculos. Dacă ziceți de un gangbang, o facem în 6. Da. Da. Nu, mai am încercat. Iau ce puțuși ăștia musculoși și puțuși ca și... Îmi dezamăgesc ăștia musculoși. Bă, îmi pare rău, îmi pare rău, fetele. Fetele, chiar îmi pare rău că v-au dezamăgit băieții musculoși, sincer. Da, să știi. Chiar îmi pare rău, bă, bune. Aiurea. De obicei, așa, mușchiuloși. Scuze, n-am avut feedback-uri negative, n-am avut, știi? N-am avut feedback-uri negative. Mai bune, 19 ani? Am 19 ani. Deci ce, n-am avut aventuri sau? De la câți ani se încep aventurile? Te-am întrebat că par puțin mai maturi și da. De la... Sunt powerlifter, sunt... Ridic greutăți foarte mare la sală. Și de la asta sunt și mare, știi? Fac... Da, da. Ridic greutăți mari. Și de asta mi-a crescut și barba și toate astea. Ce f***a, pe ce s-a mai crescut? Nebună. Bă, nu știu mă, se pare mică 17 zi, serios, e mică? Da, și ia proteine. Știu că crește... Nu există, nu există. Ți se va părea p***a mică dacă eu am 70 în picior, știi? E logică, p***a crește. Dar ea tot mărimea aia oare. Și dacă aș fi fost slăbănuș și dacă aș fi fost mare. Înțelegi ce zic? Dar a mea e groasă, știi ce zic? Eu mi-am numit ciocanul El Grosso. Înțelegi? Grosso, du-te! Da, nebun, am niște vene de Hercule, ferească Dumnezeu! Ce o să călărești tu El Grosso? O să zici, iha, nebunilor! Bă, ascultă-mi ce zic!
De la ce vârstă ți-ai început viața sexuală? A, până la 14 ani, 15 ani, mai știu exact. A, păi stai bine. Am dat într-una care era clasa 12 la liceu, că îi plăcea de mine, eram musculos și pe atunci. A, și atunci. Deci ai început să fur curent, îmi plăcea, ai început să fur curent. De ce zici, mă, asta? De la 14 ani, nici floci la... Păi, nebunul! Când tu mergeai cu mâinile pe sus, pe supat. Nebunul! Ascultă, eu nu te-am jignit, de ce îmi zici foi nebunul? Mamă, bă, dar e o vorbă de-asta de-a noastră a românilor. Mie nu-mi place, eu nu sunt crescut. Scuze, mii de scuze, nu. Că na, un copil de 14 ani n-are cum, na, niciodată vorba aia, nici pubertatea nu începe. Bă, vrei să te mint? Aveam niște țepișori, da. Aveam ciocanul ăla de 13, ții minte că mi l-am măsurat de pe atunci, era 13. Și era aia care... Păi nu, că la 14 ani avea 13. La 14 ani, mamă. Acum ai 22, nu? I-am dat lui aia, ții minte și acum 12 minute, i-am dat o iepurește. Bă, nu mă mai terminam și i-am dat. Păi știi? Știai să-i dai? Ce dracu, mamă, eu la când m-am uitat la filme porno, ce ai și tu? Eram expert, când am văzut gaura deja știam ce trebuie să fac. Deja le știam pe toate, cum trebuie să intru, cum trebuie să apar, ce ai ești tu? Da, mă. Dar voi vă culcați tot de trei sau voi ce mai așteptați? Un client, ce mai așteptați? Ce să așteptăm? Voi ce așteptați? Un client, ce așteptați acolo? Ce fel de client? Bine, am zis că sunteți escorte? Poftim? Ai zis că sunteți escorte? Nu cred că ai auzit lucrul ăsta din gura noastră, mă cam înșel. Pe bune? Da. Ah, deci nu sunteți? Nu. Ah, ok. Și ce faceți toate trei într-o cameră? Uite, stăm, ce să facem? Ah. Facem parte în pijamale. Și băieții unde sunt? Care băieți? Dar nu avem băieți. Nu mai sunt băieți, nu? Băieții nu sunt acasă. Tristuț, să mor eu. Băieții noștri sunt ei la escorte, nu suntem noi escorte, se duc ei la escorte. Hai, dracu, băieți. Cea de 27 de ani are gagic? E... Ai, gagic? Poftă mare, tu n-ai gagic, mai gagic-o. Tu. Cea de 27, țățoasa, lăptăreasa, da. Da, lăptăreasa, da, tu. Să-ți dau capăt. Nebunul, dacă vreau să mă f***, știi ce fac? Să ferească Dumnezeu să nu cadă bombele, să ești nebun. Gata, nebuna mea, hai! Te mai întrebă de atunci. Păi mă, nebunul, nu trebuie să mă protejez și eu de țâțele alea, ești nebun? Te un pic în picioare. Nu, viața mea. Ce? Te rostu. Am un six pack de ăla de nebunești. Da, vreau să mă culc nebun în seara asta. Ce faci? Vreau să dorm nebun în seara asta, aia nebun. Și dacă vă scol sfârcurile, ce faceți? Ne descurcăm între aici. A, păi bravo, mă, eu vă scol sfârcurile și voi ce faceți? A? Știi tu vorba aia, cât ai degete și limbă, legea pe nu se schimbă. Nu știu. Mamă. Pe asta n-ai știut-o. Vezi, te-am învățat ceva nou. Acurică-te în picioare, hai. Și cum faceți voi trei? Cum facem noi trei? Da. Punem cu popernă și dormim. Păi nu, dar voi nu v-ați satisfăcut? Voi ne-ați făcut niciodată în trei? Voi trei? Nu, decât eu cu ea atât. Cu ea. Bine, păi am văzut-o mai nebunată, că așa mai zburdalnică. E ca o căprioară, n-ai vrea să știi. Ulu, sare în fața mașinii? E purește. Ce e? E purește sare. Ulu, deci tu ești pe iepurește? Păi și săracul bărbat, ce mai faci, mă, la săracul bărbat, dacă tu i-o dai iepurește? Așa. Dar e dotată mare, și cur, și țâțe, și ochi, și toate alea. Ce-ți mai lipsește? Unu ca tine. Ce vrăjeală, dar eu numai că eu-s mic, ce Dumnezeu să fac? Numai ție să zic mami, ce să zic ție, ești nebun? Ție zic mami, să moară Jeana.
Zici că am 50. Nu ai 50, doi am 19 ani. Ce să fac acum?